naționale și regionale pentru dezvoltarea turismului și agriculturii în zona Văii Trotușului, susținerea producătorilor și antreprenorilor locali. Să știți că n-am niciun fel de material pregătit dinainte pentru a discuta. Eu am lansat tema și dacă aș fi venit dinainte cu niște, eu știu, concepte predefinite, poate că ar fi trebuit să ne orientăm spre acele direcții. Dar eu, ca autoritate locală, sincer nu cunosc problemele așa în detaliu pe care dumneavoastră le aveți și aici mă refer la producători și la antreprenori. De-aia am dat doar o direcție despre ce vom discuta în această zi, iar dumneavoastră să veniți punctual cu probleme, punctual cu, eu știu, cu necazurile pe care le-ați întâmpinat în decursul anilor. Și foarte punctual fiecare dintre noi să răspundem dacă suntem în măsură să răspundem. Deci este o dezbatere, o deschidere, o discuție liberă și punctual fiecare să vedem ce putem face. Sigur că tot ceea ce discutăm noi astăzi aici vom concretiza și aici mă refer la autoritățile publice locale și dacă va fi nevoie de inițierea, eu știu, unor proiecte de legi, cu siguranță cel puțin la parlamentarii de Bacău aceste inițiative ale dumneavoastră vor ajunge cu sprijinul prefectului județului Bacău, cu sprijinul președintelui Consiliului Județean și nu numai, vom transmite aceste mesaje în așa fel încât, chiar cu niște termene, să putem spune că am venit în sprijinul nostru. Aș vrea, înainte de a trece la discuții, să ascultăm niște puncte de vedere și am să invit pe doamna prefect să ne dea așa o direcție, să vedem despre ce este vorba, după care, sigur, intrăm în detalii. Mulțumesc mult, domnul primar. Încă o dată am înțeles că dumneavoastră sunteți aici, producători locali și operatori de turism. Așa cum a pronunțat domnul primar, turismul și agricultura. Cu adevărat, două cuvinte pe care noi în ultimul timp le-am uitat. Am văzut ceea ce ni s-a prezentat la standurile dumneavoastră. Într-adevăr, dragi oameni frumoși, sunteți de felicitat. Și acum, pentru că mă aflu în fața dumneavoastră ca și reprezentant al guvernului, sunt foarte curioasă ce probleme aveți, cu ce probleme vă confruntați și de asemenea vă lansez aici tuturor invitația publică de a veni la instituția prefectului cu problemele dumneavoastră într-o ședință de colegiu prefectural pentru a transmite ministerelor de resort și pentru a vă ușura activitatea și munca din viața de zi cu zi și pentru că reprezint Guvernul României și este un guvern aplecat nevoilor dumneavoastră. Bineînțeles, întâi v-am felicitat. Astăzi, în mijlocul nostru, l-avem pe domnul secretar al Ministerului Agriculturii. Domnule secretar, vă rog frumos să veniți lângă mine. După cum vedeți, nu sunt în fața dumneavoastră cu un discurs. Îmi doresc să avem o temă de dialog și fiecare dintre noi să vă poată răspunde punctual la întrebările pe care le ridicați. Atât eu, cât și domnul secretar, suntem purtătorii dumneavoastră pe care problemele pe care dumneavoastră o să le ridicați astăzi, vă asigur că vor fi duse cu succes mai departe și împreună vom pune umărul lângă dumneavoastră. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru primirea călduroasă și într-adevăr sunteți de felicitat. Personal am rămas impresionată de frumusețea dumneavoastră ca și oameni, pentru că frumusețea dumneavoastră s-a transpus perfect în produsele pe care dumneavoastră le comercializați. Eu vă urez mult succes și de aici îl las pe domnul secretar general. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna prefect. Într-adevăr, așa cum spunea și puțin mai devreme la piațeta din centrul Drămăneștiului, am primit ieri oficial dispoziția domnului secretar general, mergeți la Bacău, vedeți care e programul, mă reprezentați acolo. Asta a fost cuvintele domnului ministru Petre Daia, care prin mine își exprimă regretul că n-a reușit să ajungă astăzi aici. Dar sunt convins că toți cei prezenți aici știți că dumneavoastră este aplecat spre problematicile agriculturii din tot spectrul. Însă, a acordat un respect deosebit, o atenție deosebită chestiunii de industrie alimentară și în cadrul industriei alimentare acestui segment de produse tradiționale,
produse autentice românești. Anul trecut a reînființat, după aproape 10 ani, Direcția de Industrie Alimentară a Ministerului Agriculturii, tocmai cu acest scop, de a pune încă o dată și pentru totdeauna produsul tradițional românesc, de a pune munca țăranului român, fermier, cum îi spunem noi acum în limbaj european, la loc de cinste și la loc de frunte. Și eu și doamna prefect reprezentăm, de fapt, puterea executivă. Avem aici, la masă, lângă noi, puterea de la nivel local. Cei care vin și ne spun ce probleme întâmpină, care vin și preiau mare parte din probleme pe care noastră le aveți și ne aduc la cunoștință nouă, care la rândul nostru le vom trimite către Parlament, către Guvern. Vreau să vă spun că orice problemă cu privire la dumneavoastră, la producători, la fermieri, la procesatori din produse românești, nu se va opri la nivel de execuție și va merge la nivel decizional. Oricare dintre dumneavoastră puteți accesa foarte ușor Ministerul Agriculturii pe pagina de internet, Parlamentul României, Guvernul României, și o să vedeți acolo că ministrul Petre Daia, omul Petre Daia, cu adevărat nu are somn. Nu-i fac un laudațiu aici. Dar dacă veți vedea că împreună cu echipa dumnealui de aproape un an de zile, din care am onoarea să fac parte, sunt sute de acte normative care sunt puse în slujba fermierului român. Am întrebat foarte mulți dintre cei care am întâlnit aici în piațetă dacă și-au primit subvențiile. Într-adevăr, oamenii sunt mulțumiți. Este foarte bine, dar nu trebuie să ne oprim aici. Vin cu un mesaj din partea domnului ministru. Trebuie să ne asociem. Și am văzut că aici deja lucrurile se mișcă. Lucrurile au prins viteză, ca să spun așa. Însă nu este suficient. Avem nevoie ca, într-adevăr, cu toții, cu noi, cei din executiv, cu cei din nivel județean, cei din nivel local, să vă sprijinim și mai mult. Și trebuie să înțelegeți că banii europeni care vor veni începând din acest an și în exercițiul bugetar următor și pe noua politică comună agricolă europeană, vor fi pe forme asociative, atât în ceea ce înseamnă privatul, cât și pe unități administrativ-teritoriale. Se va pune mult accent pe aceste uniuni, pe aceste cooperative în agricultură. Și ca atare, încă o dată, mesajul este să vă asociați, veniți către noi, cu ce vă putem ajuta din punct de vedere legal, din punct de vedere tehnic, la nivel de județ Bacău vă stăm la dispoziție prin Direcția Agricolă, prin APIA, prin AFIR, prin Consiliul Județean și prin Prefectură. Am avut o onoare și prilejul să fiu și eu prefect și subprefect într-un județ aproape aici, la Buzău. Știu responsabilitățile prefectului. Dar fără un sprijin din partea Consiliului Județean și din partea domnilor primari, nu vă vor putea ajuta. Toți trebuie să fiți la un loc. Și nu ezitați să veniți către noi. Încă o dată vin și spun că aici am văzut un exemplu de urmat în țară și o să-l și povestesc și să-l arăt la nivelul Ministerului Agriculturii. Dar încă o dată vin și vă spun, era un celebru poet român care spunea, apropo de țara noastră română, de ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă, aș fi rămas copil la plug, aș fi rămas la coasă. Dumneavoastră, copiii noastre au ales să nu plece de acasă. Au rămas la plug, la coasă. Haideți să-i ajutăm în continuare să rămână aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Să știți că pe vremea când eram subprefect, vă dau acum niște detalii așa mai... Dumnealui era prefect, mi se pare, prefect, da? Și știu ce om bătăios așa, ce un om care, cu siguranță, domnul secretar general, o să fiu vocea împreună cu ceilalți primari a celor care produc pe Valea Trotușului și o să ne ducem cu jalba noastră în proțap la Ministerul Agriculturii și sunt convins că o să ne sprijiniți. Transmiteți, vă rog, domnule ministru, salutul nostru tuturor, fie că suntem producători, fie că suntem operatori din turism, suntem niște oameni absolut normali și niște oameni care vrem să facem ceva. Suntem demni, așa cum spuneam noi băcăvanii ăștia, avem coloana vertebrală dreaptă și nu cerșim nimic. Venim doar să ne sprijiniți în așa fel încât să putem deveni o forță.
Mulțumesc, doamnei prefect, pentru că am reușit să obținem ceva de la dumneaei și eu, printre rânduri, citesc foarte bine. Ne-a spus dumneaei că o să ne invite într-o ședință a Colegiului Prefectural să ne spunem păsul acolo. E foarte important, pentru că dumneavoastră veți ajunge în acel Colegiu Prefectural, în acea ședință unde sunt toți șefii de deconcentrate din județul Bacău. Și eu știu ce spun, că am fost acolo și acele solicitări ale dumneavoastră, nu le spun plângeri, fie că sunteți producători, fie antreprenori, fie autorități locale, se vor centraliza într-un document care cu siguranță doamna prefect îl va trimite spre formulele decizionale. Mulțumesc, doamna prefect, mulțumesc, doamna secretară. Mulțumesc și eu am promis și aș dori să-i spun domnului secretar general că, într-adevăr, în Bacău suntem cu un pas înainte, dacă putem să ne permitem să ne lăudăm în fața dumneavoastră, pentru că avem deja acele asociații construite și aici Consiliul Județean, prin prezența domnului Sorin Brașoveanu, pe care îl invit lângă noi, este un susținător al grupurilor de acțiune locală, acele galuri pe care le știți dumneavoastră și sunt iată că spuneam că suntem în an centenar, vedeți ce înseamnă puterea, unirea. De asta a venit doamna prefect, a venit domnul secretar general, a venit domnul președinte a Consiliului Județean și eu mă invit lângă noi și pe domnul director Asande de la ADR Nord-Est. Iată că asta înseamnă unire, înseamnă putere, înseamnă să avem posibilitatea să răspundem afirmativ la problemele pe care dumneavoastră le aveți astăzi. Și înainte de a da eu microfonul, pentru că nu vreau să vă plictisesc, revine așa plăcutul sentiment de a mulțumi domnilor primari pentru că v-am văzut astăzi aici, împreună, cu toții, pentru binele comunităților dumneavoastră. Să știți că pentru noi cei, așa cum ne numiți dumneavoastră în ghilimele, mai știm și noi să mai avem de la Bacău, cei de la Bacău, da, într-adevăr, eu recunosc, sunt unul din cei de la Bacău, vă admir, vă apreciez și vă felicit în egală măsură. Doamne ajută și țineți-o tot așa! Mulțumesc, doamna prefect, mulțumesc, domnul secretar general. Am onoarea să-l invit la microfon pe domnul președinte a Consiliului Județean, un om foarte important în județ, în economia asta pe care noi încercăm să o dezvoltăm, un om care, cu siguranță, așa cum știu eu, ne va sprijini. Vă rog, domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar, pentru această introducere și prezentare. Nu sunt mai important decât niciunul dintre dumneavoastră singur. Împreună, da, suntem într-adevăr importanți și prezența domnului ministru a agriculturii, sigur că ne-ar fi onorat, dar ceea ce simțim prin ceea ce face domnul ministru împreună cu echipa dumnealui este și mai important, pentru că, sigur, ca autoritate județeană, ca autoritate locală, alături de domnii primari, când am mers și am discutat cu fermierii în mod direct, vis-a-vis de probleme, vis-a-vis de sprijinul care îl primesc prin Ministerul Agriculturii și prin instituțiile respective, așa parcă ai o împlinire sufletească, parcă ai făcut ceva și oamenii ăștia sunt mulțumiți și merită să merg mai departe. Dincolo de a produce, și noi știm că producem, și calitate, și de a sta la tarabă, vedeți că nu e suficient. Și aici Galu a avut, alături de domnii primari, a avut un rol important. În primul rând, domnii primari, pentru că au putut să se asocieze și au înțeles că, în primul rând, comunitățile trebuie să se asocieze și după aceea, altceva, un alt nivel. S-au făcut pași importanți. Mi-a plăcut ce am văzut astăzi și cred că fiecare dintre noi v-a plăcut. Dar fiecare dintre noi acum are ceva de spus și aș vrea să fie o discuție mai aplicată, interactivă, să putem să vă sprijinim. Eu cred că este o conjunctură nu bună, foarte bună. Pentru că toți ne dorim acest lucru. Deci asta înseamnă unitate. Asta înseamnă că cu toții dorim să mai facem un pas înainte, atât cei care lucrează în domeniul agriculturii, a industriei alimentare, împreună cu dezvoltatorii din domeniul turismului. Eu sunt un susținător și eu cred că în ultimii 2 ani de zile, să zic așa, aproape un an de zile am lucrat la această strategie, apropo de tema pe care ați propus-o. Dom'le, e foarte important, sună pompos, strategii regionale, locale, nu știu, dar dacă nu știi de unde pleci și unde vrei să ajungi,
lucrăm haotic și avem experiențe, nu vrem acum să mai mergem în trecut. Vrem să învățăm din greșelile trecute, să nu mai repetăm. Alături de mine e domnul director la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Întotdeauna am spus, domnule, trebuie să avem o abordare integrată. Integrată la nivel de județ, la nivel de regiune, Bacău nu-i singur, este într-o regiune. Și să maximizăm acest potențial. Suntem într-o zonă cu un potențial extraordinar. Agricultură, industria alimentară și produse montane de excepție, portul nostru tradițional și așa mai departe. Nu vreau să le dezvolt, le știm cu toții. Vă felicit și vreau o discuție aplicată, pentru că iată, suntem împreună la aceeași masă. Nu am fost aici prezent astăzi doar să țin un speech de protocol și după aceea să plec. Nu. Sunt aici prezent pentru că dau maximă importanță și cei care am lucrat atâția ani în trecut și mă cunosc mai bine, știu ceea ce spun. Domnul primar, felicitări pentru această inițiativă, felicitări domnilor primari încă o dată și sunt partenerul dumneavoastră, să știți. Inițiativa și nevoile dumneavoastră le știți. Noi, ca autoritate, să mai schimbăm un pic paradigma. Mulți se spune, de ce nu face Consiliul Județean? De ce nu face primarul? Nu, dumneavoastră trebuie să fiți mai implicați. Trebuie să știți și să simțiți, veniți cu propuneri la noi, cu idei, cu proiecte și noi, autoritate locală, autoritate județeană, trebuie să venim să răspundem nevoilor, cum spunea domnul director. Dar nu e important că sunt fonduri europene și să... Hai să-i cheltuim. Cheltuim. Dar trebuie să-i cheltuim ca și știm ce vrem să facem. Mă opresc aici, că cuvântul e al dumneavoastră, mama mea. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că eu am în mintea mea un desfășurător și mă uit acolo la ce bifăm noi, cei care rămânem aici. Am mai bifat pe lângă promisiunea doamnei prefect, pe lângă promisiunea doamnei secretar general al Ministerului Agriculturii, încă o promisiune a președintelui Consiliului Județean foarte important. Implicare 100% în proiectele și în problemele pe care dumneavoastră aveți. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță vom ajunge cu o listă, așa cum îmi place mie să spun, cu jalba în proțap și la dumneavoastră, dacă va fi cazul. Dar sunt convins că ne sprijiniți. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a-l ruga pe domnul director Asandi să ne dea, să ne spună niște lucruri foarte importante, pentru că, repet, noi trebuie să învățăm din bunele practici făcute în altă parte. Nu trebuie să inventăm noi foarte multe lucruri, pentru că ele au fost făcute cu ani înainte de alte comunități din țară sau din străinătate. Am să spun un lucru. Ca să ne putem atinge obiectivele, eu personal am un model, să zic așa, care nu trebuie să-l luați foarte tare în seamă, dar vă spun cum gândesc eu. În primul rând, trebuie să avem puterea să visăm. Niște oameni care nu visează și care nu tind spre vise mărețe, cu siguranță nu vor face mare lucru. Acele vise, dacă reușim să le coborâm din mintea noastră și să le punem pe o hârtie și să le facem cunoscute, în prima etapă unui grup restrâns, devin proiecte. Foarte important ca aceste proiecte să aibă și finanțare. Și vedeți că încet, încet aducem în jurul nostru oameni care coordonează instituții care pun la bătaie bani europeni sau naționali. Gândiți-vă dumneavoastră dacă la acel proiect reușim să obținem finanțare, încep să devină acele idei ale noastre, acele vise, realități. Oamenii trăiesc realitățile. Omul de rând îl convinge atunci când pe strada lui se întâmplă ceva, atunci când vii în slujba lui, atunci când efectiv faci lucruri, când creezi realități. Până atunci este foarte multă muncă. Rolul nostru, celor care astăzi suntem aici în sală, indiferent că suntem în față sau la nu știu care masă, este în primul rând acela de a putea avea acea viziune. Și spunea domnul președinte, de strategii. Eu am spus așa mai plastic, visăm. Iată acele vise se regăsesc în aceste strategii care ne spun cum ar trebui să arătăm noi peste 5 ani, peste 6 ani, peste 10 ani. Fără aceste strategii, suntem pierduți și facem de astăzi pe mâine câte ceva. Dar visele noastre, transpuse în proiecte, cu finanțări în spate, cu siguranță vor deveni realități. Domnule director Asandi, vă rog să ne spuneți câteva lucruri din frumoasa experiență a economiei circulare. Veți auzi niște lucruri pe care, sincer, nu cred că le știți foarte mulți dintre dumneavoastră, dar care aduc milioane de euro comunităților mici din Olanda, din Italia, din Germania, din Belgia.
ce înseamnă asta și de ce, cum spunea domnul președinte, nu și la noi, milioane de euro. Eu am fost acolo, am văzut pe viu, așa cum am spus și piațetă, un model de reușită, fără să aștepte nimic de la nimeni. S-au asociat, au găsit soluții, astăzi produc milioane de euro. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua încă o dată. Îmi place ce aud. E, într-adevăr, nevoie să visăm. Asta se traduce prin a avea viziune, a ști încotro vrem să mergem. E nevoie să avem strategii, să gândim bine lucrurile înainte de a le face. E nevoie să avem un mecanism instituțional foarte bine conturat, în care fiecare instituție să-și cunoască bine rolul, atribuțiile și să lucreze împreună cu celelalte. Noi suntem o instituție regională, reprezintă aici nivelul regional, despre care e adevărat că nu se vorbește foarte mult, însă aș îndrăzni să spun că facem destule lucruri utile și importante pentru comunități, pentru comunitatea regională și pentru comunitățile locale. Domnul primar a vorbit foarte puțin despre această economie circulară. Este una din inițiativele noastre, pentru că, dincolo de a finanța proiecte europene, noi avem niște roluri, aș zice eu, chiar mai importante decât asta. Și anume, primul rol este acela de a planifica și de a programa. Ne-am gândit că trebuie să învățăm să producem bani, nu numai să cheltuim bani europeni sau din altă parte, trebuie să învățăm să ne valorificăm resursele, trebuie să valorificăm cunoștințele și potențialul pe care îl găsim în alte părți, pentru că avem deschidere și colaborări cu foarte multe organisme, instituții europene. Și așa se face că am ajuns să promovăm mai multe proiecte de economie circulară. Ce înseamnă economia circulară? În lumea de astăzi și în lumea din ultimii 200 de ani funcționează așa numitul model de economie liniară. Adică companii, de regulă mari, în lume, din lume, iau resursele din diverse locuri, le transformă în produse și servicii și mai departe în profit. Profitul respectiv ajungând, din păcate, uneori și chiar în paradisuri fiscale și neîntorcându-se în economie. Asta a făcut, spre exemplu, ca în perioada 2007-2008 să se creeze o distanță mare între bani și economia reală și a apărut criza. Noi ne-am pus problema ce ar trebui să facem ca să revenim într-un fel la viața noastră tradițională și să valorificăm mai bine potențialul pe care îl avem aici, în regiunea noastră. Și am descoperit că există aceste modele de economie circulară. Am aplicat și am câștigat un proiect care se cheamă Retrace și pe care am fost împreună cu domnul președinte Brașoveanu într-o deplasare la Bruxelles, nu mai departe de acum o lună. Domnul primar împreună cu alți primari au fost în schimburi de experiență prin lume. Deci ce se întâmplă? Această economie liniară care transformă resursele în profit și lăsând în urmă de multe ori un haos. Uitați-vă în diverse zone ale lumii, de unde se ia lemnul sau produsele petroliere și așa mai departe, nu rămâne cu adevărat în urmă un nivel de dezvoltare. Și atunci, modelul de economie circulară spune următorul lucru. Haideți să vedem cu atenție care ne sunt resursele, care ne sunt nevoile, cum anume facem ca nevoile noastre locale să fie acoperite de resursele pe care le avem. Și o să vă dau un foarte simplu exemplu. Există companii mari și există și în România companii mari care prelucrează lemn. Iau cantități foarte mari de lemn, le cumpără din diverse zone și merg pe modelul economiei liniare, transformă în profit. Dacă, în loc ca o companie mare să cumpere milioane de metri cubi de lemn, ar fi 100 de companii mici, sau, mă rog, mai puține, dar fiecare dintre ele se ocupe de o bucățică din acel lanț al prelucrării lemnului. O parte se ocupe de exploatarea lemnului, de produsul cherestere, de produsul mobilei, de reziduri și deșeuri, de plantat în loc alți arbori. Apoi, comunitatea respectivă, care ar beneficia de profiturile realizate de acele economii, companii mici, și ar pune problema că trebuie să se și dezvolte, ar rămâne profitul local, atunci își pune problema că trebuie să se dezvolte și brutării, și industria alimentară, și turism. În acest fel, în loc de o companie care ar avea, să spunem, câteva sute de locuitori, de lucrători, angajați, ar fi
un număr mai mare de companii care ar valorifica mai bine resursele și ar răspunde mai bine nevoilor noastre. Asta este ceea ce se întâmplă în mod natural în societatea noastră tradițională. Numai că în lumea de astăzi lucrurile astea nu pot fi făcute doar după ureche, ci trebuie gândite foarte bine și este și aici nevoie de un proces de planificare. Prin proiectul de care vă vorbesc și în alte proiecte, am învățat împreună cu experții europeni cum anume, într-un areal, și noi am luat, de exemplu, arealul acestor orașe din zona dumneavoastră, cum anume ar trebui să mai întâi să evaluăm resursele pe care le avem, să facem un plan, un plan integrat și închegat, care cu ajutorul autorităților locale și județene, ulterior poate fi pus în practică. Suntem în plin proces de a realiza acest plan integrat pentru zona Moinești, Comănești, Bermănești și satele din comunele din jur, pentru că acest model nu numai că rezolvă o problemă locală, dar duce și la o creștere economică mult mai mare decât în situația economiei liniare. Domnul primar a văzut și dânsul în vizitele pe care le-a făcut, creșterea economică în acele zone în care se aplică economia circulară este undeva de între 50 și 80%. Mai mult decât atât, aceste companii mici valorifică resursele, rezidurile, iar pot să vă spun un lucru, acum suntem în perioada de pregătire a noii perioade de programare în Uniunea Europeană 2021-2027. În Uniunea Europeană se pune un accent foarte mare pe valorificarea economiilor locale, pe eficiență energetică, pe produse bio, în general bio pentru alimentație, biodegradabile când vorbim de ambalaje și așa mai departe. Deci, această zonă a economiei circulare, a economiei integrate, va primi finanțare substanțială. Însă aici există și un risc. Riscul este să intrăm în competiție cu oameni și cu comunități din restul Europei, care sunt mai pregătiți, poate, decât noi să facă proiecte eligibile. În următoarea perioadă, provocarea noastră va fi să fim competitivi la nivel european și să reușim să obținem finanțare în competiție cu acești colegi ai noștri din Europa. Dacă am avut o șansă să aplicăm pe aceste proiecte și avem șansa să învățăm, eu cred că în următorul exercițiu vom avea șansa să și putem finanța proiecte mai mari și mai importante decât acesta care este unul relativ mic. Este doar un exemplu de implicare și mă bucur foarte mult, așa cum am spus și în piață, să văd în comunitatea dumneavoastră oameni cu inițiativă, oameni care știu să și viseze, dar știu să și lucreze, știu să facă proiecte bune. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să aveți experiențe, poate chiar, mă rog, neplăcute cu finanțările europene. Se spune că e multă birocrație, că e nevoie de multe documente. Este adevărat într-o măsură. Dar niciun lucru nu poate fi făcut, cum spuneam și mai devreme, la voia întâmplării. De aceea este nevoie de un proiect tehnic de calitate, este nevoie de un studiu de fezabilitate de calitate, este nevoie de o strategie ca o chestiune pe care o rezolvăm astăzi, un proiect pe care îl facem astăzi, să răspundă nevoilor de acum sau de peste 10 sau 20 de ani. Deci, o parte din această birocrație este necesară și noi suntem obligați să verificăm acest lucru. Ca să nu mai vorbesc de corectitudinea folosirii banului. Suntem obligați de reguli europene, desigur și de bun nostru simț, să facem în așa fel încât fiecare euro, fiecare leu să fie cheltuit așa cum trebuie. Cred că suntem un pic presați de timp, dar vreau să vă mai spun neapărat ceva. Se vorbește aici și de turism și de dezvoltarea turismului. Și în domeniul acesta, și profit de faptul că sunt și domni jurnaliști din presa care se ocupă de turism, regiunea noastră a făcut două lucruri. Mai întâi, am făcut un plan de acțiune în domeniul turismului. Vorbim iarăși de strategii. Suntem, din păcate, singura regiune din țară și vă invit să studiați acest plan de acțiune în domeniul turismului, PRAT se cheamă, este pe site-ul nostru, care face o analiză a turismului regional și stabilește acolo direcțiile în care ar trebui să ne dezvoltăm. Dacă vrem să ne dezvoltăm ca domeniu, ca destinație de turism, trebuie să știm exact ce vor cei care vin să ne viziteze. Trebuie să știm ce potențial avem și trebuie să știm cum să ne promovăm, iată, încă o dată, produsele locale. Un turist de oriunde vine din lume, când ajunge aici, vrea să consume, să vadă ceva specific. Am mâncat acum la Tarabe cârnați din păstrăvi. E prima dată în viața mea când am mâncat.
veți încânta orice turist străin care vine aici și mănâncă când nați din păstră, singurul loc în care probabil mănâncă așa ceva. Deci, dar cei care produc cârnațul din păstrăv trebuie să reușească să intre în relație cu pensiunile, cu asociațiile de pensiuni, să-și promoveze produsul respectiv. Deci avem acest plan de acțiune în domeniul turismului care asta face, analizează care sunt, care e potențialul nostru, care sunt problemele noastre și ce ar trebui să facem. Vă invit să vă uitați, să-l studiați, că vă va fi de folos. Al doilea lucru pe care l-am făcut noi, la nivel regional, am creat un portal de promovare a regiunii. Am pornit de la următoarea constatare. Turiștii când vin în regiunea noastră stau 1,5 nopți în medie aici în regiune. E foarte puțin. Cum facem să ținem un turist mai mult în regiune? Păi, ca să stea mai mult în regiune trebuie să aibă ce face. Și atunci am creat un portal, se numește Descoperă Nord-Est și vă invit să-l căutați pe telefoanele mobile și îl veți găsi. În acest portal, acest portal este o poartă de intrare în regiunea noastră. Acolo, orice turist găsește toate locațiile în care se întâmplă diverse festivaluri, toate locurile de vizitat, muzee și așa mai departe. E stratificat pe județe, pe anotimpuri, pe domenii de interes. Deci, un turist, dacă vine la Dărmănești și stă o noapte, el poate vedea pe acel portal că mâine are loc un festival la Moinești sau la Târgu Ocna sau la Bacău și își organizează timpul în așa fel încât nu pleacă după o noapte, după o vizită țintită în orașul Dărmănești, ci stă 2-3 zile. Ăsta este modul modern în care reușim să-i convingem pe oameni că au ce să facă aici mai multe zile decât una singură. Aș mai spune un lucru. Există niște provocări pentru noi și provocări foarte importante pentru viitor. Cum spuneam, suntem într-o competiție acerbă la nivel mondial și prima noastră provocare este să reușim să negociem, foarte bine următorul exercițiu financiar. Acum, la Bruxelles, în această lună a fost prezentat primul proiect de buget al Uniunii Europene pentru următorul exercițiu. Schimbările sunt fundamentale în abordarea europeană viitoare și noi trebuie să fim la masa negocierilor și trebuie să fim un negociator bun și puternic. Pentru că oricât am dorit noi să sprijinim sectorul nostru local, național, oricât am dorit să sprijinim producătorii și procesatorii naționali, o putem face într-un singur fel, ajutându-i să fie puternici. Deci trebuie să fim puternici în competiția cu ceilalți, trebuie să fim puternici la masa negocierilor, pentru că atunci interesele noastre vor conta în discursul, în discuția cu ceilalți. Am spus de mai multe ori și poate că e puțin dur, dar legea care funcționează sigur în lumea asta este legea junglei. Cine poate, poate. Deci nu trebuie să ne așteptăm să vină cineva să ne rezolve problemele noastre și să fie îngăduitor cu noi pentru că nu suntem suficient de puternici. Nu. Cei care vor putea, vor lua și de la noi și de la alții. Dacă vrem să fim puternici, trebuie să învățăm să ne sprijinim, să învățăm să negociem, să învățăm să fim puternici în competiția cu ceilalți și atunci vom reuși. Sunt multe lucruri pe care am putea să le mai discutăm. Din păcate, întotdeauna timpul este scurt. Agenția noastră vă stă la dispoziție cu informații, cu proiecte, cu inițiative. Avem numai puțin de vreo 30 de proiecte în care noi înșine suntem beneficiari sau parteneri și alături, iată, de autorități locale, județene, de alte instituții care își arată interesul și vor să vină alături de noi, învățăm împreună, construim proiecte împreună și ne creăm în acest fel șansa ca în viitor să obținem finanțări, dar mai ales să ne rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Mulțumesc, domnul primar! Mulțumesc, domnule director! Ați văzut la firul ierbii cum stau lucrurile. Astea sunt realitățile din lumea europeană și noi nu trebuie să așteptăm nimic. Nimeni nu ne va da nimic. Fie ne unim și devenim puternici, fie așteptăm mulți ani să primim ceva ce cred eu că nu va veni. Am să rog pe Simona Barzaghideanu să vină lângă mine. Este directorul Direcției Agricole Bacău și Simona, cât de scurt poți tu, vreau să ne spui cât de mult Direcția Agricolă este alături de aceste probleme ale crescătorilor de animale, ale producătorilor, pentru că spuneam, aceste probleme ale dumneavoastră trebuie să își găsească rezolvare fie la nivel județean și avem aici oamenii de decizie de la nivel județean, fie dacă nu, în forma în care a spus-o mai devreme domnul secretar general, proiecte
inițiative legislative și să mergem pe partea de legislativ. Te rog, doamna director. Mulțumesc. Evenimentul de astăzi cu siguranță aduce un plus de valoare producătorilor prin încurajarea realizării produselor, a cât mai multor produse tradiționale și nu numai în ultimul, și nu în ultimul rând a promovării turistice. Faptul că stăm prost cu timpul, atât vreau să punctez. La nivel de județul Bacău avem 5 produse montane atestate și un singur produs tradițional al doamnei Paliștan, care chiar am rugămintea să-i urmați exemplu. Deci se poate. Direcția Agricolă vă sprijină cu orice problemă aveți, vă invit de câte ori aveți nevoie de tot sprijinul și cu toată, avem specialiști foarte buni care vă pun la dispoziție toate informațiile. Dar rugămintea mea e să îndrăzniți. Să îndrăzniți să obțineți și autorizația de la DSV, care știu că se obține foarte greu, dar nu imposibil. Și după aia urmează partea noastră de autorizare, care vă stăm la dispoziție cu toate problemele care vă sunt, care le aveți. Ca să fiu mai scurt, dau cuvântul specialiștilor mei ca să vă prezinte un material cât mai scurt de informare privind autorizarea produsului montan. Mulțumesc! Mulțumesc, Simona, mulțumesc pentru lămuririle pe care le-ai adus. Eu cred că e foarte important să vedem pașii pe care colegii doamnei directori i-a pregătit în autorizare. Cât de scurt, cât de scurt. După care vă propun ca domnul președinte, doamna prefect, domnul secretar general, domnul director să stăm puțin de vorbă cu presa acolo, dumneavoastră continuați discuțiile și aș vrea să vedem punctul de vedere al celor de la GAL și aici o să-l rog pe managerul Vlad Oghiroș, aș vrea să vedem punctul de vedere a celor de la Asociația de Turism Montesa și aici chiar vreau domnul primar care s-a implicat, domnul primar de la Moinești, domnul primar de la Târgogna, domnul primar de la Slănic, sunt oameni care pot să ne spună foarte multe lucruri despre turism. Aș vrea să aud un punct de vedere a inițiatorului fabricat în Dărmănești, că e foarte important. Aș vrea să-l auzim pe cel de la degustarul, reprezentantul degustarul, că sigur are foarte multe probleme. Aș vrea să vă aud pe dumneavoastră, cei care sunteți direct implicați în problemele astea. După mai multe intervenții făcute, la ora actuală, spun așa, camera este interesată de 200 de tone pe zi carcasă de miel, 220.000 de tone pe an, iar lână, cantitate nelimitată. Vă rog, domnul primar, să veniți, să discutăm, să estimați oarecum cam ce cantitate de carne de miel și de lână putem oferi, pentru că toate costurile depind de cantitatea pe care o livrăm. Dorim să lucrăm cu instituții, ați văzut avantajele cooperative și de asemenea să lucrăm și cu Camera de Comerț, care este foarte interesată. De asemenea, ei sunt interesați de forță de muncă, să angajeze din zonă, aici e o problemă puțin mai complicată. Vă mulțumesc și eu sunt bucuros că după 25 de ani de administrație s-a reușit pe Valea Trotușului să se înțeleagă și mă bucur că ceilalți primari mai tineri au înțeles că numai prin asociere pot face mai mult decât singuri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule primar. Să știți că este liderul zonal, domnul primar de la Târgu Ocna. Toți ceilalți primari ascultăm de cei cu părul alb, deși eu am mai mult ca dumnealui, nu prea sunt ascultat. Foarte multă experiență, foarte multă implicare, aplicare, să zic. Ați văzut două lucruri importante. Discutam acolo cu producătorii și spuneam, domnule, nu avem ce face cu carnea de miel și cu lână. Camera de Comerț Româno-Turcă se pare că a venit cu o soluție. Dacă vom fi foarte atenți la provocările lansate de ei, cu siguranță putem face o treabă bună. Aș vrea să mergem mai departe un pic. Domnul Munteanu, vă văd acolo, e un operator din turism. Domnul primar,
Da? Haideți, domnul primar de la Zlănic, da? Ca să vedem și, domnul primar de la Moinești, haideți mai aproape. Da, domnul primar, îmi place că faceți analize la ceea ce spunem și e bine. Da, îmi pare rău că este, nu este domnul secretar general, dar mă gândeam cât vorbeam cu toți așa, tot la structuri asociative. Știți că mie îmi sunt dragi aceste structuri asociative și am lucrat și știu că ar fi foarte util să rămânem împreună, să facem proiecte împreună. Noi am început acest lucru, toată lumea este foarte încântată, numai că pentru a continua, chiar și acest eveniment, pregătit de dumneavoastră în principal, dar și de ceilalți factori, amintiți mai mult de Gal decât de Mompesa, dar vă corectez eu din când în când, acest eveniment ar genera niște situații în astea în care ce facem, de unde le luăm resursele pentru eveniment și așa mai departe. Cred că ar fi de interes pentru autoritățile centrale sau pentru, și pentru ADR, dar mai ales pentru culoarul de finanțare pe agricultură, să finanțeze proiecte de genul acesta în care oamenii se întâlnesc. Pentru că, din păcate, eu vă dau exemplul nostru. Galu, noi am ratat Galu pentru că cineva n-a vrut să se înscrie în Gal. Și noi nu suntem membri la niciun Gal. La momentul acesta noi ar trebui să nu fim sprijiniți de niciun, de nicăieri, nu? Această asociație Mompesa repară cumva această situație, în sensul în care o altă structură asociativă, dacă ar fi susținută pentru promovarea produselor locale și pentru poate chiar comercializarea lor sau integrarea structurilor respective, ar fi foarte util. Eu personal, știți că noi avem, nu am spus nimeni de proiectul nostru, această expoziție cu vânzare va fi itinerant în toate localitățile din Mompesa. Respectiv, de zilele Slănicului se va face această expoziție la Slănic, de zilele Dofteniei sau Târgu Ocna și așa mai departe. Este un prim pas al nostru, dar costă. Ne străduim să mutăm chioșcurile astea, să facem. Nu e corect să ne facem fiecare chioșcurile noastre să le folosim o dată pe an. Normal este să le putem duce și să le putem face ca un început de promovare a produselor noastre. Și aș mai aminti faptul că ce spunea domnul primar de la Târgu Ocna și ce discutăm noi mereu în această zonă a Văii Muntelui, are mare nevoie de suport din partea Consiliului Județean în principal. Pentru că Consiliul Județean este cel cu banii. Și dacă un proiect bine pus pe masa Consiliului Județean de integrare, de consolidare a ceea ce facem noi acum și de dezvoltare, poate că ne ajută domnul președinte să spunem cum trebuie să arate acest proiect și să fie pus pe bugetul de anul viitor și atunci fiecare localitate pe suport de Consiliul Județean, nu trebuie să așteptăm nu știu ce culoare, poate că reușim să obținem mai mult decât obținem astăzi. Noi, pentru că suntem o localitate vitregită, ne confruntăm cu această situație a lipsei de resurse și sigur că nu putem să facem mai mult din perspectiva contribuției cu resurse. Dar ușor, ușor o să reușim mai mult și mai bine. Și vă mulțumesc că păstrați această dorință de asociere și vă atrag atenția să mai amintiți despre Mompesa. Să știți că Mompesa este o asociație puternică de promovare a turismului și de integrare a facilităților turistice și am recomandat domnului director să vină la portalul dumneavoastră acolo, să discute cu cine trebuie, să avem un link așa foarte frumos între, nu mai inventăm roata și noi aici, este făcută la Piatra Neamț, la regiune, nu? Și atunci noi doar ne conectăm cu puțin acolo și vom reuși mai mult. Mulțumesc din suflet la toată lumea, sănătate și vă așteptăm la Slănic Moldova, bineînțeles, și cu produsele, dar și să ne vizitați. Mulțumesc, domnul primar! Mulțumesc, domnule primar, cumva însușesc criticile. N-am vorbit foarte mult de Mompesa, dar îl invit pe Viorel, nu, pe Valentin. Hai, Valentin, vino încoace și după aia domnul primar de la Dofteana, ca să ne spună ceva de, da? Ia să vedem de Mompesa ce spui. Da, tot ați auzit cu toții de Mompesa, unii chiar se întreabă ce înseamnă Mompesa. Cred că sunt și aici în sală și nu mai spun în localitățile pe care le reprezentăm, nu știu ce înseamnă Mompesa.
Atunci când ne-am unit cele 7 localități și am inițiat această asociație, tot ne gândeam cum să o denumim. Și atunci cineva a zis munte, cineva de petrol și ne-am unit pe toate și iată, mont de la munte, pe petrol, ies de la sare și a de la apă și a ieșit Mompesa. O să fie un brand al nostru, să-l promovăm pe produsele care se vor fabrica în această zonă. Ne dorim să realizăm în fiecare localitate membra acestei asociații, în piațetele noastre, în piața centrală, un stand destinat produselor Mompesa. O să cerem Direcției Agricole, o să cerem Consiliul Județean să branduim aceste produse cu fabricate în cadrul asociației. Iată că lângă noi a venit și primăria Său, începând de la ultima adunare generală și chiar zilele trecute vorbeam cu primarii de la Solon, Ardeoan și Berești-Azlău, care și-au exprimat dorința de a face parte și în această asociație. Spuneam mai înainte domnul primar de la Slănic și nu vreau să mai repet și eu, cu siguranță acesta este un început și s-a axat mai mult pe primăria Dărmănești și pe Consiliul Local, dar noi am fost cu toții astăzi prezenți aici. Cu siguranță aceste evenimente se vor repeta, așa cum spuneam la zilele orașului Târgu Ocna, Dofteana, dar și la Moinești, atunci când are loc mountain bike-ul și anul trecut a fost o primă ediție, mai la început, așa să zic, dar anul acesta, cu siguranță, e în preajma zilei recoltei și vom axa pe promovarea produselor tradiționale din zonă. Eu îl felicit pe domnul primar că a luat inițiativa, pe cei prezenți și sper să ne întâlnim la toate edițiile de aici încolo, la toate localitățile care fac parte din Mompesa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, domnul Bujor, haideți lângă noi. Mi-a dat o idee, domnul primar de la Moinești, tot vorbesc puțin de Mompesa. Eu zic, haideți să o branduim Mompesa asta cu fabricat în Dărmănești. Noi deja am făcut vreo 5 pași înainte, am obținut fabricat în Dărmănești, avem certificare OSIM, ce să mai... fabricat în Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Nu mai zic că... Da. Bună ziua! Aș vrea să încep prin a-l felicita pe domnul primar pentru organizarea de astăzi și nu numai. Dar aș fi în același sentiment cu primarul Lazdălic, să-i atrag atenția că noi suntem co-organizatori Mompesa, deci nu numai domnul primar și Consiliul Local de Dărmănești, suntem co-organizatori. Dacă ați observat, astăzi Comuna Dofteana s-a prezentat cu 5 standuri. Noi puteam să aducem și mai multe, dar trebuie să lăsăm și pe ceilalți de pe Valea Trotușului, Valea Muntelor, ca să-și desfășoare activitatea. Dacă ar veni toate localitățile cu 5 standuri, ar însemna că nu încăpem nici în Dărmănești și ar trebui să ducem până la Dofteana. Da. În calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, aș putea să vă spun că reprezint și producătorii din Dofteana, pentru că sunt singuri, i-am invitat și pe dumnealor, dar datorită faptului că probabil au și multe lucruri de făcut, căci la noi au plecat deja oile la munte, la dumneavoastră, am înțeles, pleacă pe 21, la noi s-au grăbit să ajungă cât se poate de repede în munte. Aș aduce în cuvântul meu câteva situații, ceea ce le întâmpină producătorii din localitatea noastră. În Comuna Dofteana avem peste 6800 de oi, 1000 de capre, 1095 bovine, 285 cabaline. Suntem, bineînțeles, în scădere cam cu 25% în fiecare an, cel puțin la bovine. În schimb, cresc numărul oilor, caprelor. Suprafața de teren pe care noi o avem, cuprinsă de 550 de hectare de teren islaz, și cu ocazia aceasta, dacă sunt și reprezentanțe la APEA, poate mă ascultă și mă înțeleg, din ce motive, întrebarea o pun în numele producătorilor, din ce motive în fiecare an, deci în ultimii 3-4 ani ne-a scăzut peste 100 de hectare din 550, deci avem 450 sau 456 care primesc subvenții. A doua întrebare pe care aș pune eu este aceea de transhumanță. Vedeți dumneavoastră, 450 de hectare nu ne sunt suficiente la numărul nostru de animale și, în mod obligatoriu, producătorii din localitatea noastră trebuie să meargă peste munte, să meargă la Cinotul, județul Covasna, Harghita și în alte județe limitrofe a județului Bacău, să poată să pască animale. În aceste condiții trec, în mod obligatoriu, prin zona de munte, cum spunea și domnul Pal, trec prin terenurile care le administrează direcțiile silvice. Ori nu toți au același țel ca și noi, producători.
în condițiile în care ai trecut pe terenul celor de la direcția silvică și era bine ca astăzi să fie și un reprezentant al direcției silvice, vă informez că noi suntem obligați să plătim acea taxă de transhumanță pentru faptul că trecem peste deal. În condițiile în care nu ai plătit, ești pasibil de amendă sau poate chiar și un dosar penal. Deci ar trebui să avem cu toți același țel. O altă problemă pe care o aduc producătorii agricoli, mi-aduc mie și eu vă transmit dumneavoastră celor care conduce județul. Și nu numai. Un exemplu. Un producător agricol din Dofteana a cumpărat mai multe suprafețe de teren, a accesat o măsură europeană, a primit sume, a primit utilaje, nu avea sursă de apă să poată să dă pe animalele. În aceste situații, mai ales cu ani în urmă, când a fost și multă secetă, a trebuit să traverseze prin pădure, să ducă animalele la apă și imediat pe loc a fost și sancționat cu o amendă destul de mare, s-a dus, dacă nu mă înșel, în bani vechi, până în 50 de milioane. În condițiile în care a mers prin pădure, acolo unde era teren cu vegetație silvică forestieră și nu era plantație. Sunt alături de acești producători și am intervenit, dar numai verbal, la direcția agricolă, procesul verbal atât cât a fost și semnat, nu avea cum să-l să facă de așa natură, să-l radieze. Mai departe, aș pune întrebare dacă domnul secretar de la Ministerul Agriculturii, care toate proiectele europene, mare majoritate a proiectelor europene, se derulează prin Ministerul Agriculturii, am mai multe proiecte și aș pune întrebare în felul următor. Dacă noi, prin Gal Valea Muntelui, am depus toți primarii proiecte în luna septembrie 2017 și vizita în teren a venit după 6 luni de zile, atât la mine cât și primarul Dărmăreț și toți absolut. Bineînțeles, comunitatea ne aduce nou la proces, spune primare, nu fac nimic. Sau cum spunea doamna prefect, că cei de la Bacău, nou ne spune baron local, știți doamna prefect, da? Baronii locali nu fac nimic. Cum putem să facem noi în situația în care depunem proiecte și trec 6 luni de zile și nici în 6 luni de zile nu vine la vizita în teren? A venit la vizita în teren după 6 luni, apoi după ce au venit, acum trebuie să merg să semnez probabil și contractul de finanțare. Deci sunt multe lucruri pe care le întâmpină atât producătorii agricoli, cât și noi în calitate de primar. Închei, dar aș mai avea câteva cuvinte să vă spun în legătură cu dezvoltarea turismului. În localitatea noastră, Dofteana, Slănic, orașul Târgu Ocna, care sunt localități limitrofe și au denumirea de oraș stațiuni. Domnilor, dacă noi nu avem toți același țel, atât Ministerul Agriculturii, cât și Ministerul Apelor și alte ministere, nu avem cum să dezvoltăm turismul. Aceste lucruri le-am adus la cunoștința fostului ministru al turismului, acum cu mandat în urmă, și am spus cu ce probleme ne întâmpinăm noi. Eu aș vrea, cei din Dofteana, să ajungem la Slănic, pe o rută nu ocolitoare, cât se poate repede peste deal, nu putem să facem acel drum pentru că nu este în proprietatea Comunei Dofteana, nu l-avem noi în administrare. Deci atât Direcția Silvică, atât Ministerul Apelor și Pădurilor trebuie să aibă același cel cum o avem și noi. Deci să-și dorească și dumnealor. Dar dumnealor ce fac? Pun bariera și de la bariera mai sus nu ai ce să cauți. Bun, dar dumnealor exploatează pădure. În bazine de exploatare forestieră se întorc cu 40-50 de tone pe drumurile noastre care le administrăm noi, distruge toată infrastructura și apoi noi mergem la regiunea Nord-Est sau la AFIR să putem să accesăm fonduri europene, să reparăm ceea ce au stricat dumnealor. Repet, ar trebui toți să avem același țel. Drumurile să fie în administrarea primăriilor, chiar dacă sunt prin pădure, iar noi putem să dezvoltăm turismul. Altfel nu știu dacă avem vreo șansă. Sau, cum am văzut de la Slănic, poți să mergi la Poiana Sărată sau poți să mergi la Oituz, o legătură mult mai ușoară cu Brașov. Așa? Nu se poate dacă noi nu avem și posibilitatea asta să avem drumurile în administrarea noastră. Deci toți trebuie să ne dorim același lucru, să putem să dezvoltăm turismul în România. Vă mulțumesc dacă m-ați ascultat. Mulțumesc, domnule primar. Să știți că problema asta chiar ține de, sau poate ne sprijină domnul secretar general, transumanța și mie mi-a fost adusă la cunoștință. Oamenii crescători de animale
pornesc cu oile la noi pe 21 mai, spre Harghita, spre Covasna sau spre munții pe care avem noi și înainte de a pleca trebuie să treacă la Ocolul Silvic să plătească o taxă destul de consistentă în funcție de numărul de animale. Ne puteți sprijini și dacă transmiteți domnului ministru plângerea asta a crescătorilor de animale, poate găsim o soluție. E mult, să știți că pentru un om care are 5-6 de oi, 2000 de lei sau 2500 sau 3, e enorm de mult. E enorm de mult și la fel și noi ne întâmpinăm problema cu drumurile care sunt la momentul ăsta în administrare Rom-Silva. Am făcut solicitare de anul trecut să preluăm niște drumuri de la coada lacului. Mi s-a răspuns la minister că da, sunt de acord, dar după ce vor fi cadastrate de către Ministerul Apelor Pădurilor. Ei, nici la acest moment nu s-a rezolvat problema, durează foarte mult. Ne-am arătat intenția de a le cadastra, noi nu le-am primit și exact ce spuneați dumneavoastră, noi nu putem dezvolta un proiect de extindere a rețelei de iluminat public pentru că drumul este a direcției civice. Vă rog, domnul secretar. Apropo de ceea ce spunea domnul primar, așa este. Sunt în instanță cu direcția silvică, nu am fost 6 ani pentru un drum. Îl avem în inventarierea domeniului public din 1984. Am accesat un fond european, nu, am accesat un fond guvernamental din PNDL 2, am obținut finanțarea, sunt în faza de proiectare, au avut loc procedurile de licitație, tot absolut. Dumnealor mi-au contestat hotărârea de guvern, prin care s-a trecut în inventarierea domeniului public. Întrebarea mea este, au același țel cu noi? Dacă eu vreau să asfaltez 3 km de drum, prin care și dumnealor circulă, mă contestă și am ajuns la în alta curte de casație și justiție. Deci nu putem să dezvoltăm turismul în acest fel. Dumnealor sunt stat în stat, au pus bariera, lacutul și nu ai ce căuta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, dacă aveți dumneavoastră o... Da. Am luat act de ceea ce domnul primar a spus. Într-adevăr, există la ora actuală foarte, foarte multe proiecte. Încercăm prin AFIR, prin colegii din teritoriu, prin centrele regionale, să facem cât mai repede controlul la teren. Numai că și absorpția fondurilor europene într-un ritm foarte accelerat, așa cum l-am reușit noi în ultimul an de zile, la ora actuală ne creează o mică sincopă, aceea de a reuși să ajungem la teren. Domnul director de la Centrul Regional poate să-mi confirme acest lucru. Am încercat pe cât posibil să mutăm oameni din alte județe, din alte centre regionale să facă verificarea acolo unde într-adevăr există o supraaglomerare. Încercăm și vă promit că voi aduce la conștiința domnului ministru și acest aspect. În ceea ce înseamnă transhumanța, nu sunteți singuri care ne-au adus-o la cunoștință nouă. Am primit-o și la Pitești săptămâna trecută în zona Curții de Argeș. Chiar și astăzi am avut o discuție cu unul dintre colegii care este la Bistrița, cu domnul ministru, exact aceeași chestiune. Vreau să vă spun că acum vreo 2 luni și ceva a fost ridicată foarte puternic această chestiune de asociația din zona de creștere a ovinilor. Domnul ministru a luat legătura la momentul respectiv cu cei de la Afe și Păduri, dar totul se poate rezolva încă o dată, așa cum spuneam, prin lege, nu altfel. Că altfel se interpretează că facem noi niște presiuni și facem noi niște puneri de bine pe undeva și nu e în regulă. Știm această problemă, ne preocupăm de ea. Pot să spun că am lucrat și eu la un moment dat în Rom-Silva, știu ce înseamnă Rom-Silva, știu ce înseamnă problemele de acolo, dar iarăși este o problemă de legislație și aici, nu știu acum sunt domnul parlamentar, dar asta chiar ține de domnul parlamentar împreună cu noi cei din executiv să punem la punct chestiunea asta și bineînțeles dacă Ministerul de Finanțe dorește aceste schimbări. Vă mulțumesc! Mulțumesc! 2 probleme vreau să vă mai spun eu. Aș vrea să vorbească Simona Drilă, aș vrea să vorbească domnul Munteanu și aș vrea să mâncăm. Da? Ca să nu se... Deci eu am zis 2 ca să le cumpărăm. Hai Simona, te rog! Mulțumesc tare mult, domnul primar, pentru invitație. Mulțumesc domnului Vlad pentru invitație. Mă numesc Simona Drilea și pot să spun că eu cuprind tot ceea ce dumneavoastră aici ați... ceea ce faceți acum aici. Fac și agroturism, sunt și producător, am și o plantație de zmeură și pom fructiferi. Deci, pot să vă spun că sunt în toate problemele implicate. Ați vorbit, v-am ascultat pe toți cu drag, teorie toată lumea știe. Eu vreau să vă spun cu ce mă confrunt, practic. Da? Sunt un
mic fermier, nu fermier, agricultor, pot să spun, așa și la stat și la, la sfat, da, mulțumesc. Am, cum spuneam, o plantație de smeură din 2013. Nu este foarte mare, însă eu aș veni cu o propunere către domnul... vreau să vă spun așa. Propunerea mea este în felul următor. Dacă tot noi, pe banii noștri, eu nu am luat niciun fond, nici nu vreau să iau, pe banii mei am făcut, am achiziționat un teren de aproape un hectar, fără 280 de metri pătrați, nu am un hectar. Deci, nu iau bani de la APIA. Doi, am plantat acest teren cu smeură și am intrat pe producție de bea în anul 3. Eu vreau să vă spun așa, până am intrat în producție, am cumpărat terenul, am cumpărat plantele, le-am îngrijit, le-am în fiecare an, chiar dacă nu erau pe producție. Iar anul trecut, când să intru pe producție, ne-am dat zăpada de 63 de centimetri, când erau înfloriți. Vreau să vă spun că nu avem nici o societate de asigurări în România să ne asigure terenurile și plantațiile. Vă spun sincer, și nu mi-este rușine, de supărare am făcut zonă zoster. Pentru că în tot ceea ce fac, pun suflet. Absolut. Mă bucur ca un copil când văd că livada mi florește, mă bucur ca un copil când văd că se fac fructele și mă bucur ca un copil când văd că plouă. Concomitent, nu întâmplător l-am văzut pe domnul Simon, care mi-a făcut pensiunea, căruia vreau să-i mulțumesc. Am construit cu banii mei o pensiune. Acolo, unde acum două săptămâni a luat foc și domnul primar, care este de la Său aici lângă mine, mi-a spus, doamnă, de ce sunteți așa de disperată? Domnul primar, toate economiile mele de 20 de ani și de acum încă 20 de ani sunt aici. Sunt disperată. Pădurea ardea chiar în spatele pensiunii mele. Nu vreau să vorbesc de birocrație. Nu vreau să vorbesc cum mi-am făcut, cum am făcut cunoscută. Domnul primar Toma mă cunoaște de acum 2 ani. Acolo, la acea pensiune, nu produc, nu am ieșit pe profit niciodată. De ce? Fac șezători. Sunt singurul om în zonă care fac șezători, care fac seri tematice cu cei de la Habitat. Am avut acum 2 săptămâni 30 de nemți și mi-a spus, doamnă, ce văd aici la dumneavoastră, la noi nu mai există de 300 de ani. Am făcut școală altfel, cu școli din Moinești, Comănești, Asău, Bacău, cu copii, fără să iau niciun ban. Împreună facem poale brâu, împreună facem ciorbă cu perișoare, mâncare pe care copiii o mănâncă acolo la mine. Împreună facem, le explic ce înseamnă agricultură. Și vreau să vă spun de ce m-am apucat de agricultură. Pentru că copiii mei mi-au spus, mama, eu nu vreau să muncesc ca tine în țara asta. Drept dovadă, copilul meu este în anul întâi în Cambridge și mi-a spus, mama, te rog, nu mai munci, că nu mă mai întorc. Deși am 3 copii, vă spun sincer, este plecat în septembrie, mare 2 săptămâni până să ajung acasă, nu mai pot. Vreau copiii mei să nu plece din țara asta. Avem o țară frumoasă, o țară bogată, cu oameni buni și muncitori, domnilor care ne conduceți. Ajutați-ne să nu ne mai plece copiii din țară. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult, Simona Andrilea, o lecție de patriotism, da. Mulțumesc, Simona, noi suntem alături de tine și te sprijinim cu ce putem noi. Să știți că o cunosc pe Simona, e mică ea la stat, dar la sfate mare. Felicitări, Simona, și să știi că noi ne bucurăm că te avem printre noi și că ai reușit să dai un exemplu prin ceea ce ai făcut. Felicitări. Și îți mai spun ceva, să știi că dulceața aia de acolo e foarte bună și ce vedem noi pe acolo pe la... Da, pe la livada minunată sunt, da. Și mă uit așa și pe la colegii mei, abia așteaptă să deguste din produsele tale. Sărbuna, mulțumim tare mult. Domnul Munteanu, ia haideți un pic și dumneavoastră. Să-l vedeți acum pe domnul Munteanu cum plânge, dar de bucurie că are turiști la Zdănic. Da, mulțumesc domnul primar, doamna prefect, domnule președinte, stimați colegi și invitați.
Eu vreau să vă spun că după un asemenea moment emoționant și după discursul domnului primar de la Sănic și al lui domnul de la Dofteana, e foarte greu să mai vorbesc, dar totuși sunt câteva probleme. Sunt, printre altele, și vicepreședinte a Turismului Balnear din România. Am acum în Slănic, Moldova, după cum știți, Eurovacanța și Vila Ioana, unde mai construim o vilă și în viitor, cred că la anul pe timpul ăsta, va fi și hotel Eurovacanța din Târgu Ocna. Și avem și la Sovata. Deci, în aceste condiții, vă spun că de 30 și ceva de ani lucrez în domeniu și mă pricep și aș vrea să rog pe doamna prefect, pe doamnul președinte, să ne sprijiniți, sau mai bine zis, să sprijiniți pe domnul primar, pentru a realiza acel drum de la Slănic către Poiana Sărată, de care amintea și domnul primar de la Dofteana. Și în același timp, pentru că pe por se poate face doar 7 km, să sensibilizăm și pe cel de la Poiana Sărată, să venim unul dintr-o parte în alta și dacă la mijloc rămâne ceva, vom face în anii următori. Dar să avem această, că acest lucru va aduce un beneficiu de peste 25% Slănicului Moldovei. Pentru că Slănic Moldova, după cum știm, a fost perla Moldovei și vrem să fie în continuare perla Moldovei. De aceea, cu ministrul de la Chișinău și cu sprijinul domnului primar, facem un program Redescoperă Slănicul. Asta era una din probleme care vreau să vă rog, pentru că pe PNDR sau pe programul AFIR poate fi rezolvat. A doua problemă aș vrea să rog pe domnul președinte și pe doamna prefect. Nu am nimic de a spune despre ocolul silvic bisericesc, dar a venit prea în sufletul nostru și din ceea ce cred că a descoperit și domnul primar, parcă am discutat odată în arhivele de la Iași, ei ar trebui să fie un pic mai departe de stațiuni. Dar dacă chiar insistă că fiecare metru este al lor, am dorit să aplicăm legea prin care să protejăm aceste resurse naturale și să sensibilizăm pe cei de la ANRM să facă demersurile respective pentru a îndepărta măcar la un kilometru sau un kilometru jumate, cât spune legislația. A treia problemă aș vrea să o ridic și domnul președinte a fost în domeniu în care a avut probleme, cred că, sau dacă era acolo, avea aceleași probleme. Mărindu-se salariile la medici, asistente, ne pleacă personalul. Și așa lucrăm cu cei care au pierdut autocarul de străinătate. Și atunci vine cu futurașul la colega și uite, colega, ce de bani am eu. Și tu ce stai la ăsta? Aș face rugămintea că noi, stațiunile balneare, suntem cei care facem tratament și recuperare. Atunci înseamnă că printr-un demers, fie că pornește de la Bacău, fie că pornește în altă parte, noi deja la nivelul țării am discutat acest lucru cu domnul ministru actual, să găsim modalitatea prin care să aducem pentru tratament, ca să avem de unde plus să plătim noi medicii și pe acei asistenți, ca să ajungem la același nivel. Pentru că din privat nu poți. Mă refer și la cei care au pensiuni mai mici. Dacă are bază de tratament, de exemplu eu la Vila Ioana am 44 de locuri. Dacă n-aș avea și altceva, n-aș avea de unde plăti. Kinetoterapeut, asistent, doctor și așa mai departe, care sunt de specialitate. Și cu acest prilej spun că fiind o zonă cu turism și totul este pe bază de factorii naturale, adică pe balneo, este o problemă foarte importantă aceasta. Mai mult de atât, ne mai întâmpinăm încă o problemă. Nu avem medici BFT, balneofizioterapie. Suntem într-o criză extraordinară la nivel de țară. Am fost la profesorul dr. Stratulan la Iași. În Slănic Moldova au venit deja la sanatorul balnear, la Venus, vor veni și la noi, că suntem doar 4 baze de tratament, din care 2 le dețin eu. Și vor veni stagiari, după care să și avem și doctorii cu care lucrăm, pentru că trebuie să avem parafa, lucrând cu casa de pensii, cu casa de asigurări, și trebuie să avem acest lucru. O altă chestiune care vreau să vă rog, și asta cred că era concomitent cu drumul,
este că în 2020 România va fi aspru sancționată dacă nu vom avea un procent la canalizările localităților. Noi în Slănic avem deja o parte făcută. Aș dori ca ori pe CNI, ori pe, știu, pe PNDL să ne sprijiniți, domnul președinte și doamna prefect, să luăm proiecte pentru ca să nu venim și noi cu greutăți de a fi penalizați. România va fi penalizată dacă nu realizează 80% din canalizarea localităților. Și față de cele ce spunea domnul Bușor, în localitatea Dofteana există niște izvoare la Sărărie și la Ciunget. Foarte bune. Slănic Moldova tratează aparatul digestiv, aparatul respirator, colateral cu salina din Târgu Ocna și afecțiune hepatobiliare și cele reumatismale. Sigur că la un moment dat cu domnul Bujor ne gândeam să, cum să ducem o conductă de la Ciunget, este un izvor extraordinar de bun. Nu găsim, pentru că trecem prin pădurea lui X și Y, adică ocolul Silvic, nu știu care, ocolul Silvic, până la ocolul Silvic Bisericesc, care totdeauna există un singur răspuns, nu. Eu aș fi vrut să spun încă o problemă, nu profitând, că nu vreau să nu sunt profitor, fiindcă sunt domnul de la Direcția Agricolă. Am avut discuții începând de la directorul Zaharia, de la DSV și până în zilele noastre. Dom'le, de ce ăla de la pensiunea X, din Suceava, din Bucovina, să nu spun așa, are voie să taie porcul acolo, să dea la turiști, să-i satisfacă? Eu nu. De ce? În condițiile în care știu că trebuie să iau analizele, pentru că ne îmbolnăvim cu toți. Nu e o chestiune, facem ceva de nebunie. E, acest lucru, vreau să vă spun că eu aș fi foarte încântat să iau produse de la toți producătorii. Am luat astăzi o sacoșă de produse, câte un pic la fiecare, pentru că sunt naturale. Și având turiști din Moldova, din Ucraina, am avut de Paști din Israel, avem din Germania, au venit, bine, nu, să nu creați cineva că vin, stau la porțile orașului și nu cap. Dar avem turiști de peste tot. Ori vor fi foarte încântați să putem să luăm produse de la producători, dar sunt prea multe cerințe, autorizări, răsauzorizări. Bun, am luat de la unii producători care au certificat de producători prin bordereau de achiziții și a venit partea financiară. Zice, bă, faceți afaceri, nu știu ce afaceri faceți. Vreau să se descleșteze acest mecanism, să putem să valorificăm aceste produse. De exemplu, la doamna cu dulceața, că am reținut, eu aș lua. Am turiști care am avut grupuri din București și am un grup care deja de 4 ori au venit anul ăsta și anul trecut, un grup de 20 familii, la diferite evenimente. Și am zis că să nu le mai dau gemuri din alea, care știți și noastră ce înseamnă, și le-am dat gem făcut din noi. Și a zis, domnule, de ăsta vrem. Bine, eu nu mă ocup, că n-am timp să fac și turism, mă duc să ne iau și turiștii din străinătate, zic, contractez, să fac și aș lua de la cei care pot să ne dea. Bine, doamna a zis că îi dă factură, dar aș vrea ca să înțeleagă că e prea mare, să nu zic, cum a zis domnul înainte, birocrația, dintre DSD, direcții, când să vedeți că nu știu ce și până în loc. Eu am avut această chestiune cu tăiatul porcului. Și până la urmă am reușit, dar până să vă zic, într-un la un moment dat am și riscat. În ideea că nu v-am plictisit, vă mulțumesc frumos și vă așteptăm la Slănic Moldova și să contribuiți toți factorii de răspundere să redescoperim Slănicul, să redevină perla Moldovei. Mulțumesc domnului Munteanu. Vin și eu cu o propunere. Am văzut că aveți Eurovacanța la Slănic, deschideți la Târgu Ocna, vă punem un teren la dispoziția la Dărmănești și haideți, faceți un bătăl și la noi, pentru că aveți rădăcinile astea, vreau să rădăcinile sunt de aici, de la Dărmănești. Și dacă ne uităm bine la Slănic, la Târgu Ocna, la Dofteana și nu știu, peste tot găsim rădăcinile dărmăneștenilor, da? Domnul Munteanu, sunteți de acord? Adică de aia noi suntem un pic mai. Deci eu am zis mai devreme două probleme, care de fapt erau trei. Cea mai importantă era să și mâncăm.
Cele mai mari rezolvări și probleme sunt la masa rotundă, cu ceva în farfurie. Ar trebui să, și colegii de la Direcția Agricolă au spus că deja au formulat răspunsurile pentru domnul primar de la Dofteana, da, cu amenajamentele silvopastorale, și vă propun să le discutăm direct la masă. Da, avem și la, acolo la domnul Munteanu un răspuns. Eu vă propun ultima discuție oficială. Marius Diaconescu, vino, te rog, un pic încoace. Deci, și o să vedeți de ce Marius și nu ultimul și nu cel din urmă. Marius a venit cu inițiativa cu ceva timp în urmă să venim cu un, cu un brand fabricat în Dărbănești. Ce înseamnă brandul ăsta? E foarte mult de spus. O să rog pe Marius scurt. De unde a pornit ideea și unde am ajuns? De el depinde dacă mâncăm în seara asta sau nu. Da. Mulțumesc frumos. Domnilor de la București și de la Bacău, bine ați venit la Dărbănești. O să vă spun câteva lucruri care altfel decât s-a vorbit până acum. În Germania, la Frankfurt, e o autostradă interesantă. Cei din Frankfurt au tras concluzia că traficul e prea aglomerat și au zis, domnule, trebuie să mai facem două benzi. Două benzi dus, două benzi întors. S-au apucat în ianuarie, și-au terminat în iulie, 70 de kilometri. Noi suntem la 30 de ani de la mișcarea din decembrie 89 și încă facem strategii. Dar nu reușim să rezolvăm problemele care sunt chiar lângă noi. De multe ori cred că din cauza strategiilor ăstora adunate, nu vedem problemele care sunt lângă noi. Și o să vă dau un exemplu. Toată lumea din Dărmânești, da? L-am mai dat exemplul ăsta, dar îmi place să-l dau. Consumă apă din rețeaua potabilă a orașului. Dacă eu și Tomiță ne facem o plutărie astăzi și ne racordăm la rețeaua de apă potabilă a orașului, o instituție a statului, și nu-i dau numele, va veni și ne va spune, trebuie să faci analiză la apă. Ok, în regulă. Unde fac analiza? La Bacău. Nu avem laboratoare. De la Ghimeș până la Bacău nu avem laboratoare. Singurul laborator e la parterul acelei instituții de la Bacău. De câte ori trebuie să facem analiză la apă? Păi nu e reglementat. Dar nu mai mult de 6 luni. Bun, ce fel de lege e asta cu nu mai mult de 6 luni? Dom'le, trebuie să o fac o dată lunar, trimestrial, bianual. Ce lege e asta cu nu mai mult de 6 luni? Ok. Pentru că suntem în Kafka în România din punct de vedere legislativ și cred că aici s-a pierdut întâlnirea de astăzi, pentru că producătorii de acolo aveau foarte multe întrebări să vă pună pe cadrul legislativ. Să continui. Dacă ai 3 chiuvete, trebuie să faci 3 analize la apă. Chiar dacă apa vine pe aceeași conductă și, mă repet, toată localitatea bea din aceeași conductă de apă potabilă. Dacă ai 4 chiuvete, trebuie să faci la 4 chiuvete. Dacă ai 9 chiuvete, trebuie să faci la 9 chiuvete. Trebuie să ai chiuvetă de ouă, chiuvetă de carne, chiuvetă de pește, chiuvetă de legume. Da? După care, pentru că trăim în Kafka, cum v-am spus, vine o altă instituție a statului care controlează și ea și spune, ai făcut analiza la apă? Da, sigur că da. Unde? La instituția respectivă. Poftim buletinul. A, nu e adevărat. Noi nu recunoaștem acea analiză. Avem noi laboratorul nostru. Și unde e laboratorul? Tot la Bacău. Ar trebui să vorbim, cred, punctual. În cât timp credeți, doamnă prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, în cât timp credeți că se pot face laboratoare? Unul la Ghimeș, unul la Comănești, unul la Târgu Ocna și unul la Onești. Pentru ca producătorii să nu mai bată drumul la Bacău. Pentru că exemplul e doar cu apa,
dar el e la fel, domnul Pujor probabil știe, și în domeniul patiseriei, la fel, trebuie să iei mustre de aluat, să duci la probă, să, pentru să faci. Fiecare produs în parte. Pentru fiecare produs în parte. Analiza la mâncare. Analiza la mâncare, adică... Adică eu cred, și mă repet și că nu vreau să... Cred că producătorii ar trebui să vorbească mai mult, nu noi. Eu am avut o simplă idee, am crezut că ea poate face bine și cei din Mombesa nu trebuie să se supere. Pentru că fabricat în Dărmănești a pornit acum 2 ani. Acum 2 ani, când Mombesa, nu știu unde era acum 2 ani. Și dacă am pornit o idee acum 2 ani, nu putem trage acum, ce să le zicem la ea de la o singură, treceți-o că între timp a apărut Mombesa. Da. Vă mulțumesc mult și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși la ediția numărul 50. Ca să parafrazez o fostă europarlamentară în viață, vă doresc succesuri. Mulțumesc! Așa cum am zis, să știți că mai avem niște Neagică Milea, cu tot respectul care ți-l port. Hai să vorbim numai la masă, să știți că Neagică, dacă ne-a prins la telefon, la microfon, deci promiți 10 secunde, da? Te rog, 10 secunde. Eu aș avea o problemă foarte scurtă, m-aș referi la APIA. Această APIA care, din banii producătorilor, a noștri care crește moi, vaci, capre, cai și așa mai departe, dă și ia banii noștri și cheltuie și fac din ei ce vor. Rezultatul este foarte minim. Pentru ce vreau să vă spun? Dacă dânșii ar ține cont că în Moldova oaia a apărut odată cu oaia din Ardeal și ar da seama că și noi avem berbeci în Moldova care să pot, nu trebuie să fie neapărat aduși din Ardeal cu 40 de milioane un berbec, vă dați seama ce asta? Atâta costă berbecul. Zice, păi noi, APIA, dăm o parte din bani. Eu sunt de acord că dă banii aia. Dar banii aia sunt ai noștri. Că în loc să primesc 30 de lei subvenție, voi primi numai 22 de lei subvenție. Sunt enorm de multe probleme. Nu vorbim de birocrații, nu vorbim de alte chestii. Eu am fost cu totul altceva, am avut în Dărmănești 700 de angajați, am lichidat, am terminat și am scăpat, am trecut pe partea asaltă, am făcut ceva turism, ceea ce vedeți aici. Dar la ora actuală am o singură dorință, am 600 de oi, le vând la jumătate de preț, de sub prețul care e cel mai mic, cu toate că am numai rasă specială și numai rasă bune. Le vând pe toate la jumătate, din jumătate de preț, numai să scap de ele. Și îmi pare rău că vă spun, am acum 70 de ani, am stat 14 ani în Occident, am fost vânzător de automobile Dacia, am făcut fabrici în Germania cu muncitori din România și acum am firmă în Germania cu muncitori din România, am adus banii de acolo și am întreținut oile, nu mă interesează, dar mi-aș dori și mâine să mă reîntorc înapoi într-o lume normală și să nu fiu prada oricui și să se uite la mine cum se uită. Zice, ăsta este un ciopan. Un ciopan. Lasă, lasă, mai stai să mai aștepte. Și ce aș vrea să vă spun și este foarte important, foarte important. Faceți domnilor care sunteți tineri, cum este domnul ministru secretar de stat, scoateți babalicii de acolo care aveți în ministerie, pentru că îi așteptați prea mult până vor crește nepoții să devină directori în locul lor. Scoateți afară și puneți tineretul. Au pensii de 30, de 40 de milioane și mai au un salariu de 80. Iar tânărul șasar, ce să facă? Pleacă în străinătate. Să nu spuneți mie cum să trăiești în străinătate, că am trăit 14 ani. Nu este atât de simplu. Și o să vedeți de ai noștri care sunt pe aici, ciobanii care se duc în Italia și lucrează pentru 400 de euro pe lună. Dacă îi dau 400 de euro pe lună, aici nu stă. Spune, domne, acolo e altă treabă, că lucrez și iarna. Deci problemele care sunt. A doua problemă care trebuie să o rezolvați dumneavoastră, care conduceți națiunea și țara, terminați cu această plată a votului prin ajutorul social. Puneți oamenii la treabă! Pentru că asta este misiunea noastră. Să muncim. Am muncit de la vârsta de 16 ani la acel frumos baraj care îl vedeți dumneavoastră că s-a construit aici.
Am muncit de atunci când am făcut 50 de ani și o lună în câmpul muncii, m-am lăsat. Am vrut să fac 50 de ani și am ieșit la pensie la 67 de ani. Am documente tot, am 50 de ani și o lună munciți pe muchie. Asta am făcut eu. Sunt mândru de ce am făcut, dar vă spun încă o dată, îmi pare rău că vă spun dumneavoastră, pentru că cei tineri pleacă, chiar dacă eu sunt mai hodoroc și mai trăiesc 10 ani, fac atâția bani în Occident, că n-am ce să fac cu ei. Așa am făcut toți pe care i-am făcut. Un milion de euro, un milion de mărci am venit în România, plecat în 87, am părăsit țara, după ce fusesem în foarte multe țări, am plecat afară și când m-am întors înapoi, am venit cu un milion de mărci. Am făcut fabrică, am avut 480 într-o fabrică, 270 de oameni în cealaltă fabrică, au venit Imperiul Austriac după ce, cu mare greu, știți că l-am dat afară în primul război mondial, a venit Imperiul Austriac, ne-a ocupat. Dar atunci eram ocupați până în Carpați, astăzi suntem ocupați și în Marea Neagră. Pentru că austriecii au fost singurii care au știut cum pot fi românii duși de nas. Ușor și extraordinar de ușor a spus, bă, cumpărăm toată România, atenție, bacșișul și șpăgăreala, luăm tot. Așa au făcut și ceea ce se vede acum, asta este. Dumneavoastră care știți despre ce este vorba, dați firma, nu dați firma afară, lăsați-o să stea, poate schimbă profilul. Interziceți exportul de bușteni, așa cum eu l-am văzut în 1977 în Republica Centrafricană. Era interzis de exportul de bușteni. Interziceți exportul de bușteni de mâine. Într-o jumătate de an aveți 500 de mii de locuri de muncă. Asta ar însemna. Asta înseamnă dezvoltarea României. Vorbe și că îi oprim noi pe cei care se duc afară. Nu se întorc mulți înapoi. M-am întors în 95 în țară și am zis, domnule, România are potențial, România are forță de muncă calificată, avem tot ce ne trebuie. Putem să mergem foarte bine înainte. Și vin în România să investesc. Nu s-a putut. Am fost frânat de un fost subprefect la Bacău, peste drum aici, unde sunt lucernele astea, acum le dau la voi, am vrut să fac o fabrică de becuri. Și pentru că am avut o discuție contradictorie, nu m-a aprobat. Iar respectivul Osram din Germania, care e cel mai mare producător de becuri, mi-a spus, fii atent că m-ai dus cu vorba și n-ai făcut nimic. Dar o să ne mai vedem. M-am întâlnit cu el și a spus, ia cartea asta mea de vizită și te duci în Bosnia. Și te duci la Sarajevo și ai să vezi ce înseamnă fabrica. Acum, atunci noi aveam aici 350 de oameni propuși pentru fabricația de becuri economice, iar acum are 600 de angajați. Pentru mine mai e foarte puțin și se termină. Dar îmi pare rău de un singur lucru, că un singur lucru am făcut eu și toată lumea care a concurat, lăsăm nepoților noștri cea mai frumoasă moștenire, datorii de miliarde. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Neagică, să știți că este un mod de patriotism local aparte și acest mesaj încurajator eu îl cunosc și îmi place. Neagică e foarte spumant, așa ori de câte ori îl ascultăm. Deci că Dumnezeu să te țină sănătos încă măcar vreo 30-40 de ani de aici încolo, pentru că noi ăștia mai tineri avem cu siguranță multe de învățat la dumneavoastră. Rugămintea de a... Domnul Pală. Deci, dar nu 30 de secunde din asta de a lui domnul Milea, da? Se răcește. Domnul Pală este co-organizator, și ca să nu închei eu printr-un mesaj, vă rog... spuneți punctul dumneavoastră de vedere, cât de scurt puteți dumneavoastră. Da. Eu vă mulțumesc pentru ocazia acordată și vreau să vă spun un lucru. N-am nicio problemă. Am doar rugăminte. Am rugămintea să ne uităm în jurul nostru dacă mai avem tineret. Am rugămintea să vedem cum educăm noi tineretul. Dacă îi mai dăm posibilitatea tânărului să lucreze în gospodărie, să lucreze la țară, să lucreze în familie, sau îl împingem direct ca să devină sluga banului. Avem obligația noi să creștem doar bun angajați sau vrem să creștem și întreprinzători?
putem noi să facem ceva pentru ca copiii noștri de mic să simtă că munca lor au valoare, are valoare, să simtă un copil care produce ceva lângă bunicul, ca bunicul poate să valorifice acel produs. Nu mă refer numai la produse alimentare, mă refer la orice, mă refer la un tinichigeriu, mă refer la un fierar, mă refer la orice, inclusiv frizerie, inclusiv orice. Are cumva posibilitatea un părinte să-și învețe copilul la muncă? Nu mai are. Atâtea legi le-am pus încât am interzis să primească copiii cadou care l-am primit eu de la părinții mei. Cel mai frumos cadou m-a învățat să muncesc și nu mi-e frică de muncă. Pentru asta vreau să ne uităm în jurul nostru. Nu avem tineri, nici nu o să avem. Nici nu o să avem, pentru că acei tineri acum sunt goliți pe interior. Nu mai au nici suflet, nici patriotism, nici nimic. Ei nu văd decât rețelele de socializare. Că nu i-am dat posibilitatea să învețe. Cum văd eu tânărul din ziua de azi? Ne ducem în grădină la domnul Milea, rupem, tăiem un trandafir cel mai frumos înflorit, îl punem pe masa Occidentului într-o vază, se bucură și el și Occidentul. L-am dezrădăcinat, l-am rupt de acolo și ăsta este. Am rămas fără tineri, o să ajungem să fim beneficiarii faptelor noastre. În ghilimele beneficiari, dar or să fim. Credeți-mă. Și nu vreau, nu am probleme, am un strigăt de disperare. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Mulțumesc foarte mult, domnul Pal, o altă lecție de patriotism și mă bucur că ați închis într-un ton optimist, așa. E foarte interesant, noi ăștia care avem o vârstă, să învățăm și să transmitem cultul muncii. Eu am mai spus undeva cultul muncii. Mă uit în satele noastre și oamenii care au peste 60 de ani, așa cum pot, își lucrează terenurile. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, spune așa, mi-e rușine să las terenul nearat. Deci cei peste 60 de ani au acest cult al muncii. Cei care sunt între 30 și 50 de ani, prea puțin. Iar cei care sunt sub vârsta asta, aproape deloc. Cred că acest cult al muncii, dacă am reușit să, nu știu dacă ține de noi sau de autoritățile, nu știu care, sau eu cred că ține de fiecare dintre noi, să-l redescoperim în noi, să-l transmitem mai departe, pentru că această tânără generație, resursă de aur, cum spun eu, pe care o amintea domnul Pal aici, mâine, poimâine, peste ani, vor fi cei care ne vor plăti pensiile, dacă o să mai ajungem noi la vârsta respectivă, vor fi cei care vor apăra țara asta, vor fi cei care vor duce tradițiile mai departe, vor fi producătorii, vor fi operatorii din turism. Termin într-un ton optimist și eu sunt o fire optimistă și cu siguranță vă spun că lucrurile nu se vor termina odată cu noi. Ele vor merge mai departe și generațiile care vor veni după noi, cu siguranță ne vor judeca că nu am făcut tot ceea ce ne stătea în putință, dar în același timp sunt ferm convins că se vor descurca. Mulțumesc foarte mult și haideți să terminăm partea asta oficială și să mâncăm ceva împreună. Mulțumesc că ne-ați ascultat, mai erau multe de spus. Vreau să le mai discutăm așa în format restrâns pe la mese. Mulțumesc foarte, foarte mult și haide să degustăm din produsele tradiționale. Mulțumesc mult!